Luptă mare pentru gherete. Autoritățile municipale au anunțat că au înregistrat un număr record de oferte din partea firmelor care sunt gata să-și amplaseze tonete prin oraș. 15 spații au fost puse la bătaie pentru cei care râvnesc, zeci de firme care au depus 137 de oferte. Între timp, responsabilii de la primărie au anunțat amânarea cu câteva zile a licitației. Organizarea licitațiilor este prevăzută în noul regulament privind amplasarea gheretelor. Astfel, pentru primele 15 locații, unde urmează să fie vândute băuturi răcoritoare, cafea și înghețată, au fost depuse 137 de cereri, un număr mare, spun autoritățile publice locale. Aproape 40 de participanți și, din câte știu, câte 10-15 persoane, mă refer aici la entități economice pretendente pentru un loc, pentru amplasarea unei singure gherete pe parcursul a 5 ani de zile. Eu nu cred că în istoria Republicii Moldova am mai avut astfel de situații când 137 de oferte au fost pentru diferite locații la licitație publică. Primarul Capitalei susține că de acum încolo, tot procesul de oferire a autorizațiilor pentru gherete va fi transparent și nu va fi acceptată corupția. Și este transparent. Și dorim ca banii acumulați să se ducă în bugetul municipal pentru a fi folosiți la dezvoltarea infrastructurii orașului și nu ca în alte cazuri în buzunarele diferitor funcționari. Ion Ceban a menționat că banii acumulați vor fi folosiți pentru reparația și amenajarea curților blocurilor. Viceprimarul Inga Ionesi, responsabilă de domeniul comerțului, a precizat că prima licitație a fost transferată pentru 2 decembrie. A fost un volum exagerat de mare de oferte la care noi nu ne-am așteptat. Respectiv, comisia pentru licitație a avut nevoie de mai mult timp de a examina aceste oferte. Totuși, din numărul total de oferte, unele au fost respinse. Mai exact, au fost respinse ofertele a 6 agenți economici, pe motiv că nu au avut o schiță clară a proiectului. A doua licitație urmează să aibă loc pe 9 decembrie. Licitațiile pentru amplasarea gheretelor, unde vor fi vândute flori, dar și ziare și reviste, vor fi organizate în ianuarie. Amintim că anterior la licitații au fost scoase și 15 terenuri, iar în urma vânzărilor, primăria a acumulat 43 de milioane de lei.